Vă culcați vreodată certați? Crea că ai plecat de acasă, că vrei să pleci, că sunteți la un pas de divorț? Întreabă inima de ce nu am noroc în dragoste. Hai să fim sinceri, cine nu se ceartă cu iubita sau iubitul sau soț sau soția asta? O vrăjeală, îți dai seama, e normal, că dacă nu te înseamnă că nu simți nimic. Crea că ai plecat de acasă, că vrei să pleci, că sunteți la un pas de divorț, domnule, eu spun ce s-a scris în presă. Nu a fost niciodată, deci nici măcar nu am pus discuția, chiar nu știu de unde au inventat foarte multă lume așa ceva, dar nu. N-am ajuns să avem o ceartă serioasă, foarte serioasă, adică, da, păi, să ajungem la divorț. Îi spun mereu că nu știu cum a putut să mă schimbe. Sunt foarte fericit pentru că îmi place viața asta, spun sincer, m-a schimbat total, adică eram alt om, eram zi de zi pe stradă, pe la toate cluburile din București, mare, nu mai vorbim că nu dau nume, nu vreau să fac reclamă. Era cam golan, hai să zicem pe șleau. Mare golan și știe tot orașul, dar ți-am zis, m-am liniștit, am o familie frumoasă și sunt foarte fericit. Eu nu cred în vrăjitor, dar cred că ochii tăi mi-au făcut ceva. Eu nu cred în nicio magie, dar cred că ochii tăi m-au vrăjit cumva. V-ați cunoscut voi că eu cu ea am mai discutat subiectul ăsta, mi-a mai povestit, dar știi, niciodată n-am avut ocazia să discut cu tine. Ce ai simțit? Ce ți-a plăcut? Păi dacă spun cum am văzut-o într-o parcare. Deci ne-am văzut într-o parcare, ea s-a uitat la mine, eu m-am uitat la ea, am vrut să parchez lângă ea și n-am avut loc, a parcat pe două, trei locuri, adică... Așa face și acum, nu? Da, și... Expertă la parcări, da. Te rog frumos! Și am zis, am vrut să mă duc la ea să o bag în seamă, dar m-a aștepta asociatul meu foarte repede și trebuia să ajung să vorbesc cu el. I-am scris, îmi aduc aminte și acum, i-am scris pe Facebook... Te-am văzut acolo, nu vreau să dau nume. Și mi-a zis și eu te-am văzut. I-am cerut numărul de telefon. I-a zis că nu-mi dă numărul de telefon, că nu mă cunoaște. Cum să-ți dau ție numărul de telefon? Și am zis, am stat două minute, am făcut rost de numărul ei de telefon și am dat mesaj pe WhatsApp. Dacă eu nu stau pe Facebook, ți-am spus, vreau să vorbim pe WhatsApp. Și a nebunit, a zis, băi, de unde are ăsta în două minute numărul meu de telefon? A fost totul. S-a legat tot. Am răspuns și din seara aia, să știi că ne-am întâlnit și am rămas împreună. Nu cred că a fost vreo seară în care să nu fim împreună. Dansăm în ploaie, ploaie de vară. Se înseninează când mă săruți tu. Cum e viața de tătic, Daniel? Foarte frumoasă, crede-mă. M-a schimbat total. Adică sunt alt om, crede-mă. Înainte să fac ceva, mă gândesc de 10 ori. Băi, stai că... Poate nu e bine, mă așteaptă fii mea acasă. Chiar mă gândesc că o să ne mutăm în curând, nu. Într-un an de zile așa sper să mă mut de la apartament. Și eu vreau să mă mut la o vilă. Vreau să avem un teren, am achiziționat un teren și vreau să dau drumul să fac o casă.